Am făcut o analiză pe ceea ce avem astăzi, august 2019, ca și firme, startup-uri nou create din bani europeni, din scheme de antreprenoriat din bani europeni. Am cumulat diaspora startup cu România Startup Plus și cu o componentă de proiecte care au făcut parte din Startup Nation, programul național, dar care au ajuns să fie rambursate sau decontate din banii europeni. E vorba de ediția 2017 și o să vă arătăm câteva cifre. Prima cifră, deci, 8.715 startup-uri create prin scheme de antreprenoriat, prin fonduri europene, speță POCU, până astăzi. Pentru cele 8.715 firme, top 5 coduri CAEN finanțate, top 5 domenii de activitate în care aceste startup-uri au ales să se lanseze. Pe locul întâi, activități recreative și distractive, 9329, adică aici în principal se finanțează locurile de joacă pentru copii. Asta a fost un tip de business foarte atractiv, foarte accesat. Trebuie să privim asta și din prisma nevoii care există pe piață, a cererii pe care o au părinții, probabil, închiriere echipamente de agrement, un tip de business care are legătură cu turismul, care este un sector în creștere și în dezvoltare și cu măsurile luate în ultima vreme, cu o creștere spectaculoasă și a numărului de turiști, și business-uri în organizarea de evenimente recreative și distractive. Aici pot fi firme de organizare de evenimente cu mai multe tipuri cu adresabilitate mai largă. Niște exemple. Pe locul 2, la nivel național, ca și domeniu de activitate atractiv pentru startup-uri, 4520, întreținere și reparare autovehicule, servisuri auto și spălătorii auto. Este evident că și aici probabil că este o nevoie care se poate vedea și consultând statisticile parcului auto și evoluția parcului auto în ultimii ani în România. Este un tip de serviciu care cred eu că este foarte actual și cred că pe piață s-a cerut acest tip de serviciu. Am lucrat în zona de fonduri europene, în zona privată și știu foarte bine câtă lume își dorea să dezvolte afaceri în zona asta și vorbim de mici antreprenori, nu neapărat de investiții de anvergură. Pe locul 3, la nivel național, este codul CAEN care vizează activitățile fotografice, aviz colegilor prezenți, pentru startup-urile finanțate din fonduri europene. Aici, dumneavoastră știți mai bine, o companie care are activități fotografice, ce tip de clientelă are, activități de fotografiere de evenimente sau așa. Pe locul 4 este codul CAEN 5610 care vizează restaurantele. Și iarăși cred că are legătură și cu cererea generală pe piață, și cu creșterea numărului de turiști și activități în turism. Până la urmă, este și un tip de business care poate fi dimensionat și cu o finanțare inițială mai mică, pentru că 33.000-35.000 de euro nu este o finanțare uriașă, dar este tocmai gândită pentru firme aflate la început de drum și pentru primul pas în antreprenoriat. Pentru un restaurant nu este o sumă uriașă, cu bucătărie și cu dotările de rigoare, dar iată că a fost atractiv și sigur poate îmbrăca diverse forme aceste domeniu de activitate, de la rulote alimentare până la, eu știu, să nu ne imaginăm că și-au făcut oamenii restaurante uriașe cu această finanțare, dar are legătură și cu evoluția activității în turism și cererea din această zonă. Și pe locul 5 din top 5 coduri CAEN finanțate, coafură și alte activități de înfrumusețare, saloane de înfrumusețare în speță, le cunoaștem specificul și activitatea, un tip de serviciu care probabil că de asemenea are o cerere în piață suficient de stabilă și care să asigure antreprenorii că vor avea venituri pentru a se dezvolta în continuare.